Noi dezaprobăm acțiunile primarului general de a convoca la limita legalității ședințele Consiliului Municipal. Considerăm că aceasta este responsabilitatea lui directă de a convoca în termeni legali ședințele Consiliului Municipal. De asemenea, dezaprobăm total comportamentul colegilor noștri din fracțiunea Partidului Socialiștilor de a juca rolul de consilieri țuruieci. Stimați cetățeni de la Milescu Spătaru, ceea ce a făcut astăzi colegii din Partidul Socialiștilor este o dovadă în plus că nu o să acționeze niciodată colegii din Partidul Socialiștilor ca să vă soluționeze problemele. Tot ceea ce fac ei este fluierăvând. Ridică problema, dar nu au de gând să o soluționeze. Colegii din Partidul Socialiștilor au jucat astăzi doar un singur rol. Au venit aici și au prezentat o cupă cu glot. Asta a fost rolul lor astăzi. Soluționarea problemei dumneavoastră nu este în intențiile lor. Dacă erau în intențiile lor, trebuiau să fie acum în sală și să solicite ca chestiunea dumneavoastră să fie prima pe ordine de zi. Din păcate, socialiștii doar fac vânt și nimic altceva. Din aceste considerente, noi dezaprobăm total comportamentul colegilor din Partidul Socialiștilor. Chemăm atât primarul general ca să fie cooperant cu Consiliul Municipal. Domnule primar, haideți să conlucrăm pentru rezolvarea problemelor din oraș. Același îndemn îl adresăm colegilor din Partidul Socialiștilor. Stimați colegi din PSRM, lăsați țuieratul la o parte. Haideți să rezolvăm probleme. Doar cu megafonul nu o să rezolvați probleme. Veniți aici în sală să aprobăm decizii. Se vede de la o poștă că de la o vreme încoace se tinde cu tot din adinsul ca autoritatea Consiliului Municipal să fie diminuată. Pe de o parte primarul acționează cu cât mai rău un consiliu, cu atât mai bine pentru mine. Pe de altă parte, intenția colegilor din Partidul Socialiștilor este de a avea cât mai rapid alegeri anticipate în municipiul Chișinău și de a obține o majoritate confortabilă în Consiliul Municipal. Stimați cetățenii și locuitorii municipiului Chișinău, fiți atenți și uitați-vă exact cum acționează fracțiunile în Consiliul Municipal, cine cu adevărat muncește și caută să rezolvă probleme, dar nu pur și simplu să fluiere vânt. Din aceste considerente, noi ne abținem de la transferarea ședinței pentru marți și suntem gata și venim cu acest îndemn. Haideți să lucrăm astăzi, pentru că oamenii în sală n-au venit degeaba. Haideți să rezolvăm probleme și să decidem, să aprobăm decizii, menirea noastră principală a Consiliului Municipal. Votul nostru este abținere.